Astăzi este o conferință de presă un pic mai specială. S-a întâmplat până la urmă un lucru oarecum previzibil după ultima perioadă de timp. Din păcate, nu știu dacă contrar practicilor, dar în orice caz și sunt convins că aici iarăși e oarecum un diferent de opinie între mine și Zolica de multe alte ori, dar constructiv, nu. Așa, a trebuit să am luat ca măsură schimbarea antrenorului. Ce să vă zic, eu sincer să fiu, aș fi preferat întâi să executăm în ghilimele câțiva jucători, dar având în vedere faptul că hockey-ul are un număr limitat de jucători seniori, care ar fi pe profilul cerut de noi, ca și seriozitate, ca și performanță. Așa că am convenit împreună cu Greg să facă un pas înapoi, pasul ăsta înapoi m-a fost cerut de evoluția echipei la baza evoluțiilor echipei din ultimele 6 meciuri dinaintea mini turneului din deplasării din Ungaria. A existat și o agravantă vis-a-vis de Greg și știm bine la ce mă refer, dar una peste alta, noi am discutat ieri cu el, suntem oameni de înțeles toți, i-am făcut o propunere, eu personal aș vrea să continue la Brașov, dar bineînțeles pe altă grilă de salarizare și în alte condiții, nemai având nicio legătură cu echipa de seniori. Asta este legat de Greg. Bineînțeles că a fost un plus pentru noi, eu îl consider prietenul meu și al nostru, deci un tip jovial, un om ok, asta este. Au fost câteva aspecte care ne-au făcut să facem pasul ăsta. Nu neapărat că în vestiar s-a întâmplat sau toate speculațiile astea că cu pierdutul vestiarul, au fost mai multe aspecte care pe noi ne-au făcut să hotărâm ca el să facem pasul înapoi vis-a-vis de el. Asta este și ca să chei vis-a-vis de lingvist, am în zilele următoare, probabil azi mâine, vom stabili exact cu el sub ce formă vom mai colabora, dacă vom mai colabora, sau cum vom gestiona problema vis-a-vis de o eventuală despărțire de el. Eu i-am și spus, punctul meu de vedere, eu aș prefera să rămână în continuare la club. Motivul principal, înfrângere? Sigur că da. Un șoc la echipă pozitiv care trebuie făcut. Eu sper să fie un câștig domnul Rauhană pentru noi și să rezolvăm multe din problemele mici, dar constante, care sunt la nivelul echipei. Mici, repet, mici. Nu e nimic pierdut, nu e nimic terminat. Trendul în continuare este ascendent, doar că a trebuit să facem ceva. Când îl vom prezenta pe domnul Rauhanen astăzi, voi discuta la fel de concis și cu echipa și le voi spune că dacă mi-a călcat pe principiile mele într-o anumită privință, principii care au dus la demiterea antrenorului, acum pasul 2 va fi că eu cel puțin, cât mă voi mai ocupa eu de echipa asta, nu o să mai fac nicio concesie vis-a-vis de antrenor și o să umblăm inclusiv la banii jucătorilor, o să fim mult mai strict și mult mai, nu știu, nu neapărat ferm, că ferm am fost și până acum. Bonar nu va pleca nimeni, probabil că Bonar va pleca, adică mai mult ca sigur că va pleca la ora asta când vorbim noi. Rămâne ca domnul Rauhană să purtăm o discuție și vis-a-vis de ce vroiam noi să facem până să vină el și în funcție de asta vom vedea ce și cum. Dar din punctul meu de vedere, Josh trebuie să plece. Este mult prea bine. Cum putem să dăm asta? Este o decizie luată deja în ideea în care... Deci, dacă nu, domnul nu vrea mai departe. Mă îndoiesc, dar 80% e plecat. Deci noi avem toate documentele pregătite să-l notificăm că reziliem contract. Astăzi când vorbim. Și va veni cineva în locul lui? Da, va veni cineva. Când? Să vedem, rămâne să vedem ce stabilim cu domnul Ramon. Deci noi, cum vă spuneam, avem mai mulți în asta. Acum preferăm să își dea și el cu părerea și bineînțeles că dacă va veni din campionatul Finlandei și omul știe, cu atât mai bine.
pentru că targetul va fi un jucător bun. Deci nu va veni un jucător din Liga 4 sau 3. Da, bineînțeles. Deci deocamdată trebuie să fim post pe post și după o să vedem în funcție de ce stabilim împreună despre apărători. Spaia rău de greu. Bineînțeles. 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 Cum? Nu, bineînțeles. Nu, bineînțeles. Bineînțeles. Eu am o problemă că mă leg de oameni. Și mă leg cam tare și din cauza asta numai că și-a făcut-o și el, cum n-are ce să mai... Bun. De azi avem un nou antrenor, domnul Kari Rauhanen. Carta lui de vizită, din punctul meu de vedere, este bună pentru clubul nostru. Are o faimă de om hotărât și dintr-o bucată. Se pare că acest gen de antrenor trebuie la echipa noastră. Noi am mai avut o experiență cu domnul Micula și se pare că ar fi mers treaba aia. Din păcate omul a plecat atunci. Sper că ce n-a putut Limbi să facă, face domnul Rauhanen. Și cam asta este. Și eu îi urez succes la Brașov. Cum a spus și Emil, după cele 6 meciuri pierdute, am făcut o analiză și am ajuns la concluzia că trebuie să facem schimbări drastice în echipă. Am avut două modalități. Odată, să schimbăm antrenorul sau să cumva să nu luăm în considerare autoritatea lui, că el n-a avut de fapt nicio inițiativă și să începem să îmbrăm la jucători. Mie mi se pare a doua variantă total neprofesionistă. Adică nu putem să umblăm noi la jucători, să dăm afară, să aducem, să nu știu ce. Greg a avut mână liberă, 100% mână liberă pentru a alcătui această echipă. El a renunțat la jucători, a adus jucători noi, a adus jucători tineri care... Unii dintre ei nu joacă la meciurile oficiale. Asta e un aspect. În continuare pot să vă spun că eu chiar când am discutat această treabă referitor la alcătuirea echipei, v-am spus și vouă, el are mână liberă, dar în același timp are și responsabilitate. Asta trebuie să înțelegem cu toți. În activitatea de zi cu zi, că dacă ai libertate, ai și responsabilitate. Eu n-aș vrea să spun că Greg a făcut doar lucruri rele, din potrivă. Eu, chiar pe calea asta, îi mulțumesc pentru tot ce a adus pozitiv în echipa, în clubul nostru, pentru munca lui, dar a câștigat o cupă. Deși, dacă mă întrebați, eu, din punct de vedere profesional, am o altă părere. O cupă se poate, adică cu acel meci se poate câștiga o cupă și nu un campionat. Și acest lucru am spus și la vremea respectivă și lumea, oamenii, a spus, de ce spui asta? Și s-a confirmat după 3 luni, când în finală am pierdut mai rușinos decât vreodată am pierdut vreo finală. Eu aș vrea să vă spun aceste lucruri, că toate lucrurile, când am luat această decizie împreună cu Emil, totuși am avut lucruri mult bine cântărite și un pic săpat mai în adânc ce s-a întâmplat. În continuare, eu zic că avem nevoie de un suflu nou, ceva nou în echipă și aș vrea să rog pe domnul antrenor ca să facă o evaluare a echipei, a jucătorilor. Foarte mulți jucători au venit și au spus că Greg nu este suficient de obiectiv, că nu pot să joc în linia cu tare, că nu mă bagă suficient pe gheață, că nu am suficient timp ca să arăt ce am de făcut. Acum am adus un antrenor nou care nu știe aproape nimic despre aceste jucători. Nu știe prea mult despre clubul nostru. Știe despre Liga MOL în general. Și acum o să cer ca până sfârșitul lui decembrie să facă o evaluare. Adică să facă un tabel și să treacă în dreptul fiecărui jucător o cifră, de la 1 la 10. Ce credeți despre acel jucător?
în același timp o să fac și eu acest lucru și o să și comparăm tabelele. Și ca să ajungem acolo despre ce a vorbit și Emil, pe baza cifrelor și pe baza rezultatelor, începem să umblăm chiar și la salarii. Adică dacă jucătorii bine, foarte bine plătiți, cred că au scăpat, că am scăpat, de, am schimbat grec și gata, s-a terminat totul, se înșeală amarnic. De acum începe distracția. De acum înainte o să vedem cine cât merită. Dacă unul câștigă puțin, dar are o notă mai bună, va avea poate mărire de salariu. Cel care are salariu mare, dar rezultate nu prea, cu siguranță vom umbla la banii lor. Indiferent ce se va întâmpla. Că nu se mai poate ca să avem tot timpul această tensiune internă, că domne, ăla câștigă atâta și joacă așa de puțin, ăla nu știu ce. Chiar ar trebui să facem o egalizare. Și asta putem să facem doar cu un om care este 100% obiectiv. Acum avem aici pe domnul Rauhanen și împreună cu dânsul o să încercăm să facem toate aceste aspecte. Și referitor la jucătorii, eu zic că cel mai bine să decide dânsul cine va juca, cine va rămâne, cine nu va juca și așa mai departe. Obiectivul rămâne play-off-ul Gimol. Play-off-ul Gimol și câștigarea campionatului. Câștigarea campionatului. Care nu se știe. La casa, dacă va începe campionatul. Păi se va juca campionatul, sigur. Da. Într-un fel sau... I just think this is my season number 18, so I have been in this situation pretty many times, but nothing changed. It's always so excited and a little bit nervous. But I think that's the point, that when you don't feel any nervous, it's time to quit. So maybe the old man still have a flame for hockey, and I'm very impressed about the facilities and excited and can't wait when I meet the team and we can start work together. You know, there are some problems in the locker room. There are some problems. Have you been there? Have you been there? Not when the players are in. In my world, it's not the things which are in the locker room are in the locker room. Correct. Okay, there are problems now with the classment in Liga Mol. You have to win the game against Chuk. It's coming very, very soon after when we start here. Do you know anything about Liga Mol, about Chuk, about this team? There is not so much time to do. Only if we focus so many different things, it only disturbs. I think we have to find the one good theme and I think I already know what we try to start do today on the ice, and a couple of days we can speak and practice these things, and then we see how it works, and then we have more time end of the December, if there is no 29th. Then I can run more things in, and I think I like Swedish hockey very much, and I know Greg is a professional guy and he has done good job here. The Swedish players and the coaches, like, they like good puck control game. I like that as well. But maybe I want to put something crazy Finnish things in, a little bit physical game and never giving up mentality. And what I have seen, the stats of the forwards, not so bad. Demons, not so bad. Goalies, not so bad. But what is the reason that these three things are not working together? This is where I'm gonna focus that. The forwards are helping demons, and demons are helping goalies, and the team plays as a team. That's my point. The stats of the forwards are not bad. What? The stats of the forwards are not bad this season. No, over 100 goals. Yes, maybe 60 goals by the defenders. Yeah, but you know, there is something. The forwards didn't work this season, the forwards. Yeah, hard to say. I have seen some clips only. But maybe they should play a little bit more easier. Yeah.
Because it's only one thing, you have to put this little shit in the net. That's it. You don't have to curve in the corners with that. And make it simpler. Do you think this team can achieve its goal and reach the playoffs of the league more? That's my biggest hope, and that's why I'm here. What do you know about Liga MOL this season, the other teams? Do you know anything about them? I have followed pretty much because some things are around here as a coach, as a player, and I like that very much, that the hockey world is growing. It's not anymore that after Italy is nothing to East. Basically now the Hungary and the, maybe Romania is coming, are better than Italy already. So it's the bigger Europe for hockey. You will speak with Greg about the team, about the opponent, the level of the team, the level of preparation. I think I want to see with my eyes, and I'm not focusing for the what happens in past so much. I think my focus is only in the what will happen. And of course, different coaches they have different opinions of the different players, and they have a long time together. They have been a long time together, and I don't know anyone. Maybe there is some relationships. I think it's. It's better when it's tabula rasa. You have an empty table when you start. So it's there is no sense to ask, because if I ask from you, everybody have here also different opinion. If you have here an assistant coach, or you will be. We spoke about that subject with Zoltán yesterday, and I think I start alone. Because team, I have to teach team now, or tell the team things. I cannot use my time to start teaching the assistant. It's because the time is so short now, and I have been alone before. It's not a new thing for me. How do you want your guys to call you? Professor, teacher, no. Coach? I punch them if they call me professor. I'm just a curry. You're just curry. Yeah, or coach. Coach. It doesn't matter. Okay. Okay, the contract, how long? Till the end of the season, or? Hope. Hope so, end of the season. Not only this week. No, da, e până la sfârșitul sezonului contract și după aia vom discuta. Have you found good ones somewhere? I saw one. Go to Italy. That's the experience trip. No, the biggest experience it would be in Romania, 100%. Yeah, but every year, beginning of the season, I'm almost in the search. This year, I won't say nothing. And the first game, I'm almost on the ice. It's no, I'm now old guy. I try to control myself because. If they do the mistake, they are just a human beings, okay? They are not profi guys always. And but they never change what they say. You cannot turn the decision. Okay. No. Good luck. Thank you. Thank you very much.